Salutare, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vin cu o rețetă simplă de negresă glazurată. Pun într-un castron ingredientele uscate, 250 g făină, 200 g zahăr, 1 linguriță praf de copt, puțină sare, două pliculețe zahăr vanilinat și 30 grame cacao. Amestec bine. Omogenizăm totul bine. Într-un bol separat pun 3 ouă întregi, 100 grame unt topit și răcit. ml lapte. Amestec bine cât să omogenizez totul. Și pun peste ingredientele uscate, adică peste făină, zahăr și ce am mai pus la început. Amestec. Răstorn totul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava are mărimea de 30 x 25 de centimetri. O să o dau la cuptorul încins la 180 de grade pentru 30 de minute. Este gata. S-a copt foarte frumos. Scot rama și o să îndepărtez hârtia. O să o tai cubulețe. Mie mi-au ieșit 32 de bucăți. Voi le tăiați după mărimea dorită. Acum o să fac glazura. Am aici 200 grame ciocolată și o să pun 100 ml frișcă lichidă clocotită peste ciocolată și o las 2-3 minute, apoi o amestec. O să pun glazură pe fiecare bucată în parte.
deasupra ornați cu ce vă place, eu pun fistic și nucă măcinată. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de negresă glazurată, sper că v-a plăcut. Nu uitați că vă aștept și data viitoare tot aici în bucătăria lui Madi. Poftă bună! Pa, pa!